fost ministru în guvernul Ciolo, subliniere rupe rândurile, de ce România trebuie să, subliniere îi mute ambasada la Ierusalim. Într-o perioadă în care toți opozanții PSD atac intenția de mutare a ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, un fost ministru în guvernul Ciolo subliniere prezintă argumentele pentru care România ar trebui să recunoască Ierusalimul drept capitala Israelului. Marius Bostan, fost ministru al comunicațiilor, o critic sublinierei pe Federica Mogherini, comisarul european pentru relații externe, după ce aceasta ar fi dat asigur că niciun stat UE nu sublinierei mut ambasada la Ierusalim. De cel puțin 3000 de ani poporul lui Israel a reprezent acolo i capital de a fost Ierusalimul. Au pribegit mult timp în toată lumea, dar au avut în inim pe mântul lor făgeduit de Dumnezeu. Biblia este mai mult decât un argument. Este extraordinar cum aproape toți evreii din toată lumea în legătura cu aral lor, cum diaspora susține Israel. Palestina ca denumire este locul de unde vin evreii. Nu a existat vreun stat arab acolo. A zis a identitate palestinian statal de acum este o creație a propagandei sovietice. Oare Federica Mogherini, care după cederea regimurilor comuniste din 1988 activa într-o organizație comunist, nu este tributar tenebrelor sovietice? După zile exprimate, trecutul ei în relatrii ale unor prieteni din Italia, mult mai informați decât mine, nu pot avea încredere în Mogherini. Israelul este singurul stat din lume căruia nu i s-a permis să îi decid singur capitala. De ce se invoc relațiile noastre cu lumea arabă ca argument la mutarea ambasadei? Care relații? Cele prin care un ambasador palestinian ne-a menit noi nu protestăm? Economic sunt aproape zero. Interesul național al României tehnologic, militar, cultural este evident în relație cu SEA Israel. Este imoral și pragmatic. De Ierusalim, de pe Mântul Sfânt este legat credința, istoria, prezentul și viitorul nostru. Cred că ar trebui să atragem atenția tuturor aliailor europeni ce civilizaia și cultura noastră vine din cretinarea Europei. Îndepărtarea de aceste rădăcini nu este normal. Europa este o uniune a naiunilor și a libertii, nu un spaiu unde nite sforar numi indirect fac jocurile, scrie Marius Bostan pe Facebook. Fostul ministru mai susține ce, doar pentru Liviu Dragnea susține un lucru, nu înseamnă automat ce acel lucru este rău. Dacă Liviu Dragnea bea ap, nu înseamnă ca toți cei care sunt contra nu trebuie să bea. Văd ca mulți oameni care păreau inteligenti renunța la anumite teme numai pentru că le-a preluat baronul de Teleorman, mai afirm Bostan.